Marius Elisei riscă să facă închisoare pentru neplata pensiei alimentare. Oana Roman vrea să se facă dreptate pentru toți părinții care își cresc singuri copiii chiar dacă este în vacanță în Laponia. Alături de fiica sa, Oana Roman este preocupată de situația cu care se confruntă din ce în ce mai mulți părinți, femei sau bărbați, după caz, care sunt nevoiți să își crească copiii fără ajutor din partea celuilalt părinte. Noua lege privind neplata pensiei alimentare prevede pedepse dure pentru părinții care nu își iau angajamentul conform legii de a susține financiar creșterea propriului copil, riscând chiar pedepsa cu închisoarea de la șase luni la trei ani sau cu amendă, chiar și în cazul partenerilor care au divorțat la notar. Neplata timp de trei luni a pensiei de întreținere stabilite pe cale judecătorească sau prin act notarial se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani ori cu amendă. Președintele Claus Iohannis a promulgat, marți, legea care aduce modificări codului penal, după ce a fost adoptată luna trecută de Camera Deputaților. Până acum, legea făcea referire doar la pensiile stabilite de un judecător. Proiectul de lege a fost adoptat deja de Camera Deputaților și va ajunge pentru promulgare la președintele Claus Iohannis, a fost mesajul pe care Oana Roman l-a postat în mediul online.